Declarațiile domnului Timofti mi-au părut foarte contradictorie, pentru că, pe de o parte, el pledează pentru micșorarea, să spunem așa, autorității președintelui Republicii Moldova, ceea ce este firesc într-o republică parlamentară, precum este Republica Moldova, dar, pe de altă parte, dacă dumnealui pledează pentru, deci, alegere președintelui direct de către popor, asta înseamnă că noi cel puțin trebuie să avem o republică prezidențial-parlamentară. Pentru că în republicile clasice parlamentare, precum sunt Italia, Germania sau Israel, președintele este ales tocmai de parlament și el are funcții destul de puține. Întrucât Republica Moldova este o republică parlamentară, nu este corect din punct de vedere politologic ca acest președinte nominal să aibă atâtea funcții dacă el este ales de parlament. Sau invers, dacă el este ales de către popor, atunci trebuie să aibă mai multe funcții. Asta ar însemna că guvernarea Republicii Moldova, pe ansamblu, nu prea știe ce să facă în continuare, pentru că este evident că evenimentele din 2011-2012, când președintele nu a fost ales, dar pe urmă a fost ales cu scandaluri, asta înseamnă că totuși trebuie să schimbăm ceva în sistemul de guvernare. Fie într-o parte, fie în altă parte. Dar să faci o declarație unde propui deodată două direcții, asta totuși nu este o declarație competentă.